Hei, salut! Eu sunt Ștefan, iar astăzi vreau să-ți prezint top 10 cei mai urmăriți jucători din România. Ai fi impresionat să afli cât de multe vizualizări pot face jucătorii de gaming din România. Ba chiar mai mult de atât, fac și o groază de bani, dar despre asta o să vorbim într-un alt episod. Acum vreau să vorbim despre top 10 cei mai urmăriți gameri din România pe YouTube. Hai să începem! Pe locul 10 îl avem pe I Hate Pink. Îl știu pe Pink de foarte mulți ani. Hai să vedem puțin canalul lui de YouTube. Canalul lui I Hate Pink are la ora actuală 3895 de upload-uri și a adunat 1.042.000 de subscriber. Toate acestea se bazează în principal pe streaming de gaming. Ce înseamnă asta? Pur și simplu, I Hate Pink intră într-un joc în care îl puteți vedea și el în momentul în care joacă, prezintă acel joc, poate juca și cu alți jucători, este genul de om care se distrează foarte mult când face acest lucru. Chiar cred că e super fain ca tu să devii cel mai bun 10 jucători din România, jucându-te și distrându-te în același timp. Pe locul 9 se află canalul de YouTube care se numește Gamentors. Canalul lui Gamentors, trebuie să recunosc că personal nu este cunoscut, acesta este ceva mai nou față de I Hate Pink, are doar 739 de videoclipuri. Pe acest canal nimeni nu se filmează, pur și simplu el se joacă, postează acel joculeț și lumea se uită. Foarte simplu. Pe locul 8 o avem pe pisica Miau Miau. Aici îmi place canalul pentru că îl știu de la Max Infinity, o să vorbim despre el mai încolo că l-avem în top, bineînțeles. După cum probabil deja v-ați dat seama din ceea ce v-am zis, pisica Miau Miau s-a lansat datorită lui Max Infinity, iar dacă îi cunoașteți activitatea lui Max Infinity, atunci știți și activitatea pisicii Miau Miau de pe YouTube. Spre deosebire de cei doi dinainte a pisicii, pisica nu se afișează atunci când se joacă cu Max Infinity și cu ceilalți prietenii ei, în schimb vorbește. Chiar vorbește foarte fain, pentru că dacă o să intrați pe videoclipurile ei, o să observați că este foarte caldă la voce. Chiar vă recomand să o urmăriți, este foarte faină când vine vorba de jocul pentru copii. Pe locul 6 avem canalul de YouTube al lui Sergiu Helldragon HQ. Uite, pont, dacă vrei să te apuci de YouTube să faci gaming, încearcă să vorbești, încearcă să te arăți, lumea te va asocia și cu vocea, și cu videoclipul, și cu contentul tău. Ce pot să vă zic despre Sergiu Helldragon este că are foarte multe upload-uri, are 13.755 de videoclipuri încărcate mai puțin de 10 ani, gândiți-vă un pic cam cât înseamnă medie pe zi. În ultima perioadă, pe acest canal de YouTube, ce putem vedea sunt majoritatea jocurilor de war, tot ce ține de război, tot ce ține de simulare de război, putem găsi pe acest canal. Trecem mai departe. Pe locul 5, îl avem pe X-Breaker vs. Arcade. Iarăși un canal de YouTube care e destul de tinerel, nu are decât vreo 6 ani, merge pe 7 de acum. Avem 9.344 de videoclipuri încărcate, ceea ce înseamnă iarăși pe zi foarte multe, iar cu ocazia asta vă pot da un alt pont, cu cât încărcați mai mult, cu atât vă puteți ridica mai mult ca și gamer. În principal, pe acest canal de YouTube găsim jocuri cu mașini, dar aceste jocuri cu mașini sunt în special pentru copii, iar dacă v-ați dat seama până acum din ceea ce am spus mai devreme, o să vă dați seama că jocurile pentru copii chiar au succes, pentru că aceste canale cam pe asta se bazează și ei s-au ridicat cu jocurile pentru copii. Iarăși este un canal de YouTube în care persoana nu se afișează, nici nu vorbește, doar prezintă jocurile, asta e tot. Trecem mai departe. Ei, pe locul 4 avem pe cineva foarte cunoscut, mai ales că este idolul multor copii în partea de gaming și anume iRafael. După cum știți, este cel mai apreciat gamer din România, în sensul că niciodată acest gamer nu a intrat în conflict cu nimeni. Este practic cel mai curat jucător care există în România la ora actuală. Nu a avut hate din partea nimănui, ceea ce e super în România. iRafael are contul de YouTube de aproape 9 ani de zile, a încărcat undeva la 6200 de videoclipuri până în prezent, o parte au mai fost teste, știm noi care. Ce îmi place la acest gamer este că joacă tot felul de jocuri, în special la cerința publicului. Este foarte interactiv, îmi place că mereu stă alături de abonații săi și ține cont de tot ceea ce îi cer aceștia. Uite că am intrat și în top 3 cei mai faimoși jucători de gaming pe YouTube din România și anume aici îl avem pe Throneful. Acesta este un canal de YouTube care are peste 10 ani de când activează, are peste 59.200 de videoclipuri încărcate, foarte multe. La fel ca majoritatea celor dinainte, nu se afișează și nu vorbește. Pe canalul lui de YouTube o să găsim în mod
special foarte multe jocuri care sunt cu mașini. Până acum îmi place că în acest top 10 nu prea am găsit asemănări de content. Undeva avem război, undeva avem jocuri de copii, aici avem jocuri cu mașini super tare. Trecem la locul 2. Iar pe locul 2 îl avem pe Max Infinity. Este cel mai cunoscut gamer din România. Este gamerul care atunci când face content nu se afișează, nu se arată. Însă toată lumea știe cum arată acum pentru că publicul i-a cerut să se prezinte și și-a prezentat de foarte multe ori setup-ul de gaming, și-a prezentat calculatorul, când a fost în vacanță s-a filmat, face content pentru copii, face un content foarte reușit pentru copii, are un canal de YouTube de aproape 7 ani de zile, ceea ce face Max Infinity este aproape identic cu ceea ce face Irafael. Singura diferență între ei este că unul se afișează atunci când se filmează, unul nu, unul doar vorbește și aici vorbim de Max Infinity. Contentul este extraordinar, intrați pe canalul lui, sigur o să vă placă, dar cel mai probabil deja ați auzit de el. Și iată că am ajuns și pe locul 1, aici avem un canal de YouTube foarte interesant, este vorba despre canalul de YouTube al lui Yulit MX. Este un canal de YouTube care are aproape 9 ani de zile, se bazează în principal pe jocurile scary. Sunt atât jocuri pentru copii cât și pentru adolescenți și se pare că a prins foarte bine la public, chiar dacă, atenție, este pe locul 1, dar nici nu se afișează și nici nu vorbește. Face doar gameplay și iată că a putut doar cu gameplay-ul să ajungă locul 1 în România, în topul celor mai vizionați gameri de pe YouTube. Ei, dragilor, asta a fost totul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut topul celor 10 cei mai urmăriți gameri din România. Așa cum v-am spus, în următorul videoclip o să vorbim despre cât de mult câștigă acești 10 gameri din România cu ajutorul YouTube-ului. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut acest top. M-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abonat canalului, dacă ați lăsat un comentariu în care să-mi spuneți care este părerea voastră despre acest top. Vreau să-mi dați un like acestui videoclip, iar noi rămâne să ne vedem data viitoare. Spor, pa, pa!